Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar. Suntem aproape de mijlocul lunii iulie. Cu alte cuvinte, în această perioadă se împlinesc exact 3 ani de zile de la momentul în care ați fost învestit în această funcție. Și la început de interviu v-aș ruga să vă faceți o autocaracterizare succintă a acestor 3 ani. Da, bună ziua dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră. Au trecut 3 ani, într-adevăr, dar știam asta, nu m-ați luat prin surprindere, pentru că am și pregătit un material intitulat un raport de activitate pe care îl voi prezenta Consiliului Local în următoarea ședință de Consiliu Local la 3 ani de mandat. Cred că nu eu sunt cel mai în măsură să mă caracterizez. Cred că cei mai în măsură vor fi cetățenii municipiului Câmpia Turzii și cred că cel mai bine o vor face anul viitor, cu ocazia alegerilor, și atunci vom vedea dacă ceea ce Dorin Lojgan a făcut în cei 3 ani de mandat sau 4 ani până anul viitor au reușit să provoace o stare pozitivă în oraș, da? Și dacă lumea este mulțumită sau nu. Ce pot să vă spun despre realizările mele și ale echipei mele, pentru că tot ceea ce am făcut în acești 3 ani de zile nu se datorează în exclusivitate primarului, ci se datorează echipei cu care lucrez care am lucrat în cei 3 ani, că tot ceea ce am promis în campania electorală și am făcut așa o analiză împreună cu colegii, este rezolvat. Ba mai mult, am făcut mult mai mult decât am promis în cei 3 ani de zile. Întotdeauna vor fi și critici care vor spune că nu s-a făcut nimic, că s-a făcut puțin sau mai știu eu cum. Eu, din punctul ăsta de vedere, sunt mulțumit că proiectele care le-am demarat în cei 3 ani de zile vor duce în mod cert la o dezvoltare a municipiului Câmpia Turzii. Bun. În urmă cu un an și jumătate, mai exact în decembrie 2017, în cadrul unei conferințe de presă pe care ați organizat-o în Sala Europa, ați anunțat faptul că la acel moment administrația locală a municipiului Turda Câmpia Turzii, îmi cer scuze, a realizat cele mai mari investiții în domeniul educației, în învățământ, din istoria recentă a Și aș orașului. completa acum și aș zice și a sănătății. Dar știu, dar ne vom referi acum strict la învățământ. Cum credeți dumneavoastră că s-au repercutat acele investiții pe care administrația locală a municipiului Câmpia Turzii le-a realizat în evoluția școlară a elevilor și liceenilor din municipiul nostru? Încă dinainte de preluarea mandatului, am spus că investițiile în învățământ și în sănătate sunt cele mai importante, pentru că asigură viitorul. O investiție în educație nu poate duce decât la dezvoltarea viitorului nostru. Da? Asta toată lumea o spune, de fapt, și cred că toată lumea recunoaște că o astfel de investiție este benefică. Nu știu exact să vă spun acum dacă s-au repercutat sau nu. Dar știu să vă spun că anul trecut am avut 2 note de 10 la bacalaureat din 5 pe județul Cluj. Da? Anul acesta am avut o notă de 10 la evaluarea națională. Anul acesta am avut o notă de 9,95 la bacalaureat. Eu cred că copiii ăștia au simțit investițiile pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului. Nu doar Dorin Lojgan, că aici nu vorbim doar despre primarul Lojgan care a investit în învățământ, și ceilalți primari trebuie să recunoaște că au făcut investiții în învățământ. Unii mai mult, alții mai puțin, fiecare după cum au considerat. Dar cred că notele și rezultatele obținute de către elevi au contat și investițiile pe care noi le-am făcut. Gândiți-vă că pentru prima dată am reușit să atragem fonduri europene pentru învățământ. Liceul Pavel Dan, un proiect de aproape 500.000 de euro, unde deja avem semnat contractul de finanțare, suntem în faza de proiectare și
Am achiziționat serviciile de proiectare și construcție a lucrării. Termenul de finalizare a proiectului tehnic este 27 iulie, deci peste câteva zile. Deci proiect de 500.000 de euro. După aceea am reușit în tabularea liceului Victor Ungureanu și aici trebuie să recunosc că toată modestia că mi se datorează în mare parte acest lucru, pentru că probabil experiența mea de-a lungul timpului ca avocat a ajutat. Am reușit în tabularea lui și implicit, datorită întabulării, am reușit să obținem un proiect, tot așa cu finanțare europeană, de aproape 3 milioane de euro. Proiect care în acest moment se află în achiziția pentru proiectare și execuție, se află în desfășurare și estimăm și acolo să începem lucrările anul acesta. Cred că și elevii când se duc la școală se simt mult mai, nu știu, și profesorii de altfel, dacă lucrează într-un cadru plăcut și așa, nu în condițiile în care sunt acum la Victor Ungureanu, da? Și atunci o investiție de aproape 3 milioane va schimba total tot ceea ce înseamnă liceul Victor Ungureanu ca și bază materială, pentru că acest proiect prevede nu doar reabilitarea școlii, cât și investiții în procesul de învățământ. Celelalte școli, Avram Iancu, respectiv Mihai Viteazu, arată într-o stare, zic eu, foarte bună. Acolo avem mici retușuri de făcut, sau poate nu mici, poate mai mari retușuri de făcut pe partea de curte a școlii, dar vom încerca să rezolvăm și această problemă. La școala Avram Iancu am prins bani pentru, și chiar în ședința de Consiliu Local Extraordinar de săptămâna viitoare vom aproba studiul de fezabilitate și vom... Deci asta am și dat drumul pe partea de licitații, de proiectare și execuție. Da? Deci și acolo vom începe acea centrală termică dezafectată, care va clarifica problema elevilor de clasa a treia, pentru că am avut reclamații din partea părinților că sunt singura clasă care se duc de după masa la școală și ar fi vrut să le aducă atunci. Acolo vor fi spații de învățământ, vor fi bibliotecă, after school-ul se va ține acolo. Deci iată că încet, încet școlile din Câmpia Tuzii sunt aduse la un nivel așa cum de fapt este normal. Spuneați despre investițiile din domeniul sănătății, care de asemenea sunt cele mai mari pe care vreo administrație locală a municipiului Câmpia Tuzii le-a realizat. Dincolo de aceste investiții, pentru care nu doar eu vă pot felicita, ci toți cetățenii municipiului pentru, și mai ales cei care se bat zi de zi de spital și de camera de gardă implicit, este acolo o problemă care atârnă și atârnă și atârnă și care nu prea vedem finalitatea, sau cel puțin până la acest moment. Și mă refer la renumitul compartiment de primiri urgențe. Știu că ați depus documentații către Ministerul Sănătății sau către ceilalți ministeri, că nu mai știu, Guvernul României e... Știu că ați spus la un moment dat că s-a obținut un aviz negativ, ați solicitat reevaluare și în ce stadiu se află acest proiect? Dați-mi voie înainte, mi-a mai adus aminte. Așa? De asta zic că dacă-s multe, le mai uiți. Da. Am demarat procedura, suntem în fază de achiziție DALI pentru anvelopare școala de pe Șarât. Ok. Deci o altă investiție pentru că și acea școală este a noastră, acolo învață copiii noștri și trebuie să o aducem la și acea școală la un anumit standard. Din păcate, vechea administrație a pierdut un proiect de 1,5 milioane de euro pe fonduri europene. Din păcate. Și cred că suma asta nu o avem în mod cert. Noi nu mai putem depune 5 ani de zile pe acea școală și atunci încercăm să o reabilităm din fondurile proprii. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, să știți că am sesizat și eu și cred că și dumneavoastră și cei care stau foarte mult pe rețele de socializare văd. Dacă, și mi-aduc aminte în urmă cu 2 ani de zile, 3 ani de zile, Doamne ferește, ce era pe Facebook vis-a-vis de Spitalul din Câmpia Tuzii. Atitudinea medicilor, mobilier, așternuturi, mâncare, tratamente de tot felul și așa mai departe. Cred că aducerea domnului manager, da, la spital este manager, nu director,
domnului manager Antal acolo a fost un câștig. Pentru că a reușit să impună o disciplină cum nu s-a mai întâlnit la spitalul din Câmpia Turzii, dar mai mult atâta, zgârcenia lui proverbială, pentru că domnul Antal este un zgârcit, zgârcenia lui proverbială a dus la economii fantastice la bugetul spitalului, economii care au permis să intre în anul 2018-2019 cu excedent bugetar, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată la spital. Și de asta am reușit acolo să reabilităm secția de paliative, secția de interne, obstetrică, ginecologie, blocul administrativ, blocul alimentar și o grămadă de alte chestiuni care nici nu le-am mai popularizat, schimbări de conducte, rețele electrice și așa mai departe. Dar cel mai mult ceea ce a reușit domnul Antal să stabilească o disciplină și a reușit să convingă atât partea de, nu știu, infirmiere, asistente până la medici, că ei sunt în slujba, să le schimbe mentalitatea. N-am mai văzut pe nimeni de multă vreme pe Facebook să spună a fost la spital și cineva trezit din somn, foarte revoltat că a fost trezit din somn, a vorbit foarte urât cu mine. N-am mai văzut de mult așa ceva. Nu zic că nu există posibilitatea să mai întâmple, pentru că pădure fără uscături nu există. Însă, eu zic că o schimbare de mentalitate fantastică se vede la nivelul spitalului. Nu mai aveți pe nimeni să zică nimic de policlinică. De când am schimbat ușile acolo, am pus uși termopan, am schimbat geamurile termopan, se zugrăvește și vă invit chiar să mergeți pe acolo să vedeți, se zugrăvesc holurile la policlinică și mai avem de rezolvat problema trepților de la intrare și scărilor de la parter până la etajul. Da. Care le vor rezolva și alea. Și anul acesta vom finaliza și policlinica va arăta așa cum trebuie să arate. Și atunci chiar nu văd ce probleme ar mai putea fi ridicate. Cu precizarea că medicii din policlinică sunt medici privați, cu cabinete private, cu spații în proprietatea lor. Da. Bun, mergem mai departe și mergem la întrebarea dumneavoastră. Din păcate, ați avut dreptate, noi am depus la Ministerul Sănătății, cererea pentru înființarea centrului de primiri urgente a fost dirijat către o comisie interministerială condusă de către secretarul de stat Raed Arafat, care este secretar de stat la Ministerul de Interne. Acea comisie a dat un aviz negativ în primă fază. Eu recunosc că la momentul la care am văzut acel aviz m-am supărat foarte tare. L-am sunat pe doctorul Arafat, poate n-a folosit cea mai elegantă exprimare, dar când vezi că ți se pun bețe în roate pe o chestie care vrei să o faci și poți avea și banii pregătiți și mai departe. Și atunci s-a retras acel negativ și am fost înștiințați că va sosi o comisie din partea Ministerului care va evalua spitalul din Câmpia Turzii. Nu vă ascund că doctorul Arafat îmi zicea la telefon că dacă părinții lui ar avea un accident, nu i-ar duce la spitalul din Câmpia Turzii. Și atunci am zis, domnule doctor, dumneavoastră de când ați mai vizitat spitalul din Câmpia Turzii? De peste 10-15 ani. Păi atunci nu știți ce se întâmplă acolo. Și eu vă invit să veniți să vedeți cum arată spitalul din Câmpia Turzii acum. Știți că am luat saltele noi, am luat saltele antiescare, am luat câte două așteturi pe fiecare pat. Deci condițiile sunt absolut deosebite și gândiți-vă că am avut controle de la DSP, nici nu mai știu, de la Casa de Asigurări de Sănătate, a avut domnul Antal acolo nici o cea mai mică problemă, dimpotrivă a fost felicitat de organele de control care au fost acolo. Și atunci l-a invitat pe doctorul Arafat și a zis, vă rog să veniți să vedeți cum arată spitalul din Câmpia Turzii, pentru că n-am investit doar în saltele și în așternuturi, am adus medici competențe. Gândiți-vă ce medici avem acum la secția de obstetrică ginecologie. Gândiți-vă ce medici avem acum la secția chirurgie, la secția de interne, la secția de radiologie. Adică calitatea actului medical oferit. Da, calitatea persoanelor care au venit acolo este una deosebită și cu vechime în muncă și ea. Deci, cred că merită să veniți până aici, să vedeți ce avem noi aici. N-am mai venit.
Nici domnul Arafat nici comisia și nici domnul Arafat și nici alt răspuns nu a mai primit. Din păcate. Sper și îmi doresc ca sănătatea să n-aibă culoare politică. Sper și îmi doresc asta. Oricum, în urma discuțiilor și nenumăratelor discuții care am avut cu domnul manager Antal, am stabilit să creștem calitatea actului medical în secția în gardă până vom reuși să înființăm centrul de primiri urgențe. De asta, cum ziceați, ați fost acolo și ați văzut că nu mai sunt probleme și așa. Da. O politică inteligentă, dacă îmi permiteți exprimarea, în ceea ce vă privește dumneavoastră și pe domnul Antal, cât îl privește pe domnul Arafat, eu de multe ori mi-am exprimat părerea în ceea ce privește pe dânsul și nu am o părere bună și nu o să am niciodată o părere bună despre dânsul. Da, asta e părerea mea. Să rămânem în sectorul de investiții. La Câmpia Târzii se asfaltează, se schimbă borduri, se fac rigole, se lucrează în cartierul Șarât și se duc la bun sfârșit proiectele inițiate, demarate, finanțate pe PNDL. Dar știm că Guvernul României a pus la dispoziția administrațiilor locale o altă formă de finanțare guvernamentală și anume Fondul Național de Dezvoltare și Investiții. Reflect Media a scris despre acest Fond Național de Dezvoltare și Investiții și a evidențiat faptul că până la momentul în care noi redactasem respectivul articol, municipiul Câmpia Târzii nu a venit cu niciun proiect de finanțare, fapt care dumneavoastră ni l-ați spus că nu, când veți avea, ne veți spune. Și văzând că nu ne-a zis nimic, a zis, bă, n-a făcut un primar. Ați greșit. Bun. Corectați-ne, vă rog. Eu v-am mai spus nu odată și nu doar dumneavoastră, ci tuturor colegilor noastre din presă. Când scrieți despre primăria Câmpia Târzii, poate ar fi bine să ne luați un punct de vedere. Dacă nu mie, purtătorului de cuvânt, poate ar fi bine să știți și punctul nostru de vedere. Că vreți sau nu vreți să-l inserați, dar măcar să fiți acoperiți, că ne-ați luat punctul de vedere. Avem depus pe Fondul Național de Investiții un proiect de 18 milioane de lei aproximativ, care privește reabilitarea unei zone destul de extinse din oraș. Și mă refer aici de la intrarea în sensul giratoriu, strada parcului, intrarea în sensul giratoriu din fața Palatului Cultural până la Hala Roșie, da. Tot ceea ce înseamnă strada parcului, cu stânga-dreapta, adică da. Spre Hala Roșie și dreapta înspre blocurile militarilor, cu coborârile și urcările în parc, aleea principală din parc, acea platformă betonată din parc, străzile teilor, Unumai, școlii, da? Cu investiții în carosabil, piste de biciclete și trotuare cu pavaj. Da. Deci a schimbat total acea zonă din parc. Acum rămâne să vedem dacă, că aici deja eu chiar cred că politica va interfera și nu știm dacă vom primi. Încă n-am fost contactați că ni se va admite finanțarea acolo. Ok. Că tot ne spuneați despre politică, să discutăm un pic despre politică, pentru că noi așa, în România, politica e mama și tata nostru. Din păcate, da. În această dimineață, vă zic o chestie în premieră. Dumneavoastră v-ați obișnuit să-mi spuneți mie chestii în premieră, acum mai facem și reversul medalii. În această dimineață am fost informat de către Organizația Municipală Câmpia Târzii a Partidului Social Democrat, că membrii grupului de consilieri locali ai PSD Câmpia Târzii au depus o petiție și o reclamație la instituția prefectului județului Cluj, în care reclamă unele ilegalități, spun ei, în ceea ce privește organigrama și angajările și statul de funcții de la Societatea Comercială Domeniul Public Câmpia Târzii S.A. Da. După cum știți, sau nu știu dacă știți, unul dintre consilierii locale ai PSD în speță, domnul Isaac, a
a avut o reacție pe rețelele de socializare în care tot așa a reclamat ceva legat de angajările de la domeniul public. Nu îl urmăresc pe domnul Isaca, nu-mi pierd timpul cu așa ceva. Ok. Din perspectiva dumneavoastră, având în vedere relația pe care o aveți inclusiv cu managerul de la domeniul public, cu domnul Călin Giurgiu, credeți că au PSD Câmpia Tuzii ce reclama în ceea ce privește angajările acolo? Acum, PSD Câmpia Tuzii a făcut până acum, chiar să știți că chiar o să încerc să le număr, N reclamații. Începând cu Poliția Câmpia Tuzii, DICOT, DNA, Prefectură, Ministere, peste tot pe unde se puteau face reclamații, au făcut reclamații. Da. Ce pot să vă spun că până în acest moment nu avem nici o problemă. Las la o parte faptul că am avut controle de la toate instituțiile statului și până în acest moment, repet, am avut o singură amendă de 2000 de lei dată de Ministerul Finanțelor, care am contestat-o în instanță și am câștigat-o. S-a anulat acea amendă. Până în acest moment nu am avut niciun fel de probleme și sper că în continuare. Din păcate, consilierii locali PSD, în comparație cu ceilalți consilieri locali ai municipiului Câmpia Tuzii, nu au înțeles că politica se face în interesul cetățeanului, până la urmă. Sau actul administrativ, sau politica care susține actul administrativ se face în interesul cetățeanului. Ați văzut la ședințe de consiliu local. Păi, un astfel de consilier local care o ședință întreagă nu votează un proiect de hotărâre, la toate se abține. Mă întreb care este rolul lui acolo. Să se abțină. Să se abțină. Păi atunci mai bine a lăsat pe altul care poate vine cu o idee constructivă, pe care totdeauna am acceptat-o, dacă a venit chiar și din partea lor. Deci ideile constructive și le-am spus, domnule, haida să lucrăm împreună, haida să vad. Cu ce ne ajută un consilier local care vine la ședințe în pantalon scurt și tricou și ridică mâna și se abține? Și nu face nimic altceva. Nu ajută nimic ca consiliul local. Mă întreb pentru ce își ia banii. Eu în locul lui n-aș lua banii aia. Este dreptul, sau dreptul la petiție este un drept consfințit de Constituție. Oricine poate face petiții. Poate să facă petiții câte vor. Au mai făcut la instituția prefectului și poate vă aduceți aminte, nu, n-ați fost la ședința de Consiliul Local de luna trecută, dacă bine rețin eu, au făcut o petiție vis-a-vis de calitatea de director și administrator al directorului de la compania de transport public. Prefectul PSD, prin reprezentanții lui de acolo, prin angajații lui, au trimis o hârtie în care au zis că acea hârtie, acea hotărâre a fost legal făcută. Da. Care am prezentat-o în ședința de Consiliu de luna trecută. Nu știu, schimbarea, desfințarea postului de administrator public. Au sesizat prefectul și acolo există aviz de legalitate din partea prefectului. Eu am pretenția că lucrăm legal. Nu am zis niciodată că nu este posibil să scape, să apară și greșeli. Și au fost. Am avut hotărâre de Consiliul Local, atacat în cele prealabile făcute de către prefect, care a cerut anularea ei. Și am constatat că, într-adevăr, nu a fost, că prefectul avea dreptate. Am anulat-o în Consiliul Local. Deci, știm și să ne asumăm greșelile atunci când le facem. Dacă instituția prefectului va constata că a fost vreo eroare, se va îndrepta. Nimeni nu staie capul pentru așa ceva. Dacă nu, vom vedea. Oricum, ca idee, instituția denunțului calumnios există încă. Și la un moment dat s-ar putea să uzăm de ea. Dar la momentul potrivit, că nu ne grăbește nimeni. Bun. Să trecem la o altă. Ei aveau posibilitatea să vină, domnule Bucur, cu propuneri concrete în beneficiul cetățenilor din Câmpia Tuzii. Nu doar atacuri pe Facebook. Alea sunt zero. Eu nu-i urmăresc. Nu-mi pierd timp uitându-mă după ce postează PSD Câmpia Tuzii. Atâta timp cât ei vin în Consiliul Local și doar se abțin sau votează împotrivă. Ori cu ei, ori fără ei, în Consiliul Local suntem tot acolo. Din păcate, sunt oameni inteligenți în PSD Câmpia Tuzii, dar care se lasă manipulați așa de o șleachtă de... De? De nici nu știu cum să le zic. Încerc să mă abțin totuși. Da. Deci sunt oameni inteligenți în PSD Câmpia Tuzii, oameni care au mai făcut administrație, oameni care
au înțeles și cu care am povestit și eu cu câțiva dintre ei și care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Dar atât timp cât nu e poziție și înseamnă că ți-asumi. E o poziție, poziție de drept. Și asumă fiecare. Să trecem la compania de salubritate Câmpia Turzii, care în această perioadă a remis niște notificări de denunțare unilaterală a contractelor de salubritate cu unitățile administrative teritoriale din mediul rural. Da. Luna, Vișoara, Tritencea, Numare, Cătina, Prata, etc. În respectivele notificări se arată că operatorul de salubritate nu dispune de o locație unde să depoziteze deșeurile. Exact aia scrie acolo. Da. Totuși, din câte știm noi și din cât se cunoaște, operatorul de salubritate are contract de transport și depozitarea deșeurilor. Nu mai știu unde. A avut la Odoreiu Secuiesc, au depozitat și în Bihor, și în Gorj. Care e situația cu aceste deșeuri? Problema nu este unde se depozitează sau unde depozitează compania de salubritate de deșeuri. Nu văd eu problema asta, atât timp cât există contract și se duc deșeurile. Problema e că compania de salubritate are ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, da? Da. Ca atare mi se pare normal. Hai să o luăm un pic altfel. M-ați întrebat de realizările de mandat. N-am vorbit de ceea ce eu consider că nu este bine în mandatul meu. Uh-huh. Și am constatat că sunt două probleme. Și să știți că e importante, că lumea le vede mai degrabă pe alea, care sunt mici și mărunte din punctul meu de vedere, și nu întotdeauna vede proiectele mari și cu viziune pe termen mediu și lung, mai povesteam noi odată. Da. Și am constatat că sunt două. Da. În momentul ăsta, pe care și chipul noastră de multe ori le-ați reliefat, una dintre ele cel puțin. Iarba dintre blocuri, da, așa ca o paranteză, obligația tunderii o are și asociația de proprietari, da, sau locatari, lucru care vremuri îl făceau, da? Acum nu mai face nimeni. O să spun că în momentul ăsta 95% din oraș este inclusiv parcul din Berg, este tuns de către noi, da? Și era normal să fie o problemă pentru că a fost perioada asta extrem de ploioasă. De la începutul anului, vedeți, ploaie, soare, ploaie, soare. O vreme care permite creșterea ierbii, a vulnerii, a vegetației și mai departe. Ei, în momentul ăsta am finalizat acea problemă, care am observat că era deranjantă pentru oameni. Am finalizat-o. Inclusiv am adunat noi ceea ce am tuns, că unii nu s-au deranjat nici măcar să-și adune ceea ce noi tundeam. Dar trecem peste. Și cea de-a doua problemă era problema gunoaielor. Da? Care zic că în acest moment se vede o schimbare mare în oraș. După schimbarea pubelelor sau containerul în care se colectează gunoiul. Încercăm și noi, ca orice unitate administrativă din țara asta, să învățăm lumea să colecteze selectiv. Noi trebuie să ajungem până la sfârșitul anului la 90%. În acest moment suntem undeva la 35%, ceva de genul ăsta. Adică avem mult până acolo. Mai mult până departe. Aici deja ține deja de mentalitatea oamenilor. Că lumea nu vrea să înțeleagă. Eu am început acasă să adun selectiv. Da. A fost greu să-mi conving soția că chiar trebuie să o facem. Și pe fiica mea de 6 ani. Dar am început să coleam, pus pungă pentru peturi, pungă pentru sticlă, pungă pentru hârtie și punga de gunoi. Și am început să adună colectiv. Toată lumea va trebui să... Într-adevăr, la casă este mult mai ușor. Pentru că acolo, în fiecare zi de vineri, lumea știe, vine compania de salubritate, să scot pungile în fața porții, le ridică ei, îți lasă sac la schimb. La blocuri există o problemă. Acum am încercat să o rezolvăm. Veți vedea la fiecare punct de colectare a gunoaielor că avem într-unele 4, într-unele 6 containere pentru, da, în general 6. Sunt și unde avem și 8, da, unde așa... de menajer, da? Și câte două de plastic sau unul de plastic, unul de hârtie, în funcție de cum sunt punctele de,
de multe. Sunt puncte gospodărești unde se adună mult, unele se adună mai puțin. Am pus niște autocolante mari, atâta, nu exagerez, mare, scrie mare, menajer, da? Plastic, hârtie, ca lumea să vadă. Nu erau, ele erau toate inscripționate, dar inscripționate cu un scris mai mic. Da. Și într-o dimineață, plimbându-mă într-o duminică cu bicicleta, îl văd pe un cetățean care deschide capacul la containerul pentru stick, pentru PET, plastic, da. Și pune punga de gunoi. Da. Menajer. Și m-am oprit și am cu riscurile... La lume nu-i place să-i atrage atenția. Să știți. Am pierdut acolo două voturi sau trei, da? Da. Asta e. Dar am atras atenția. De ce nu l-ai pus zicol când cel de menajer este gol? Ce domnul primar nici n-am văzut. Mm-hmm. Nici o problemă. O luat omul, o mutat dincolo. Am zis a doua zi dimineața, puneți autocolante. Am comandat autocolante mari. Acum se vede toată lumea, nu are nicio scuză. Mai mult de atât, cu sprijinul poliției locale, un lucru absolut de felicitat poliția locală pentru ideea pe care a avut-o, avem polițiști locali în civil care vin cu stație, cu legitimația la ei și vin și se prezintă. Și poartă discuții și arată. Că sunt într-adevăr oameni care nu știu ce înseamnă colectarea selectivă. Da. Aici trebuie să pui aia, aici trebuie să pui aia, aici... Și să știți că lumea a început. Și dacă vă duceți pe la punctele gospodăși din oraș, chiar se vede o mare diferență față de acum două luni de zile. Și acum ajungem la compania de salubritate. Sunt puncte gospodărești unde se adună foarte mult gunoi. Și am constatat că lumea reclamă faptul că nu se duc de acolo. L-am chemat pe directorul la salubritate la mine, deci, care? Avem două mașini, da? Una ne asigură satele până la Cătina, Frata, în zona aia acolo, Luna în partea cealaltă, Gligorești și mai departe, și cealaltă merge pe oraș. Păi am zis, ce treabă am eu cu Frata, da? Care e problema noastră? De ce să le asigur eu la cei de Frata să le ducă gunoiul când noi avem o problemă reală pe câmpia? Vreau să-mi rezolvați câmpia. Mașini noi nu se pot lua în acest moment pentru că știți că va intra operatorul unic pe întreg județul Cluj și nu pot să investesc 200-250.000 de euro într-un leasing pe 5 ani acum ca să vină operatorul unic anul viitor sau peste 2 ani să vină și să zică, domnule, m-am preluat noi cu noiul. Eu ce fac cu leasingul acela? Poate să vină curtea de conturi să mă întrebe, domnule, de ce ai angajat o cheltuială pe 5 ani când tu ai știut că într-un an de zile sau 2 dispare obiectul de activitate? Pentru că compania de salubritate cu obiect de activitate, ridicarea și transportul gunoiului, va dispărea. Rămâne doar partea de măturat, stradal și vedeți, acolo am făcut o investiție, 150.000 de euro, am luat acea mașină mecanizată, care zic eu că își face treaba și se vede. Acolo am putut investi, pentru că acel obiect de activitate al companiei de salubritate, fie că rămâne compania de salubritate singură ca entitate, fie că va fi o fuziune între compania de salubritate și domeniul public, de acea mașină de măturat gunoiul să avem nevoie. Bun. Asta a fost motivul pentru care s-a notificat într-un mod absolut corect și legal s-a notificat celelalte OAT-uri că se desfie, pentru că în contract este un contract comercial între două entități, da? Zice, are pozitatea denunțării unilaterale cu preaviz de 30 de zile și așa mai departe. Au fost anunțați, fiecare primar trebuie să se descurce pentru localitatea lui. Cu două mașini pe oraș o să putem duce una să se ocupe doar de partea de colectare selectivă, cealaltă de partea de gunoi menajer. Ăsta a fost motivul pentru care am reziliat cu celelalte OAT-uri. Pentru că important pentru mine ca primar și pentru noi ca și comunitate este câmpia Turzii. Aveți dreptate. Adică orașul nostru trebuie să fie curat, orașul nostru trebuie să fie frumos, pentru că de asta și oamenii au dreptate. Dom'le, plătim taxe și impozite. De ce nu... Bine... Ei nu știu că plătesc mai puțin sau nu vor să știe unde. Să rămânem în domeniul salubrității și al colectării selective și să vă întreb următorul aspect. La mai multe puncte gospodărești din Câmpia Turzii, la mare majoritate în zona de blocuri, s-au montat acele pubele subterane care stau frumos înțipluite, faima, boboc arată. Așa. Când le dați drumul. Încep să cred că cu alea n-avem noroc. De ce? Încep să cred că n-avem. Știți că eu sunt un adept al calității. Da. Da?
Firma a venit, l-a montat, teoretic doar trebuia să le dăm drumul. Doar că la momentul la care comisia de recepție, condusă de către domnul viceprimar, care este inginer de meserie și vede niște chestiuni tehnice pe care eu, de exemplu, nu știu dacă le-aș vedea, au constatat niște deficiențe. Și au propus, comisia de recepție a propus amânarea recepției, lucru cu care am fost de acord. Și am legătura cu și am zis, când remediați aceste deficiențe, putem vorbi plata. Acele pubele, și este important ca lumea să știe, nu au fost plătite. Ok. Deci încă nu s-au dat bani pe ele. Și nici nu le voi plăti atâta timp când nu se remediază acele deficiențe. Săptămâna viitoare, dacă bine am înțeles, vor veni încoace pentru remedierea deficiențelor și comisia de recepție să facă recepția. Dacă le remediază, facem recepția și plătim, dacă nu, vor rămâne frumoase în țiplă până când voi hotărâ ce facem. Le respinge recepția și atunci nu le fac plata și vom vedea la momentul potrivit. Deci nu pot să plătesc atât cât au, nu lucruri mari, dar lucruri care pot afecta funcționarea lor pe viitor. Înțeles. Ca să știe lumea, pentru că foarte mulți cetățeni au întrebat. Se întreabă de ce nu. Da. M-au întrebat și pe mine și le-am răspuns exact același lucru. Adică nu pot să recepționez niște chestiuni care nu funcționează la parametri de 100% și să mai dau și niște bani frumușei pe ele, că vorbim de câteva miliarde, nu știu, 3 miliarde sau 2 miliarde și ceva costă, să mă apuc să dau, să le plătesc și după aceea să rămân cu ele să nu le pot folosi. Atunci, le pot folosi mâine, dar poate la nu le mai pot folosi și atunci ce fac? Corect. Spuneți despre colaborarea foarte bună pe care o aveți cu Poliția Locală a Municipiului Câmpia Turzii. Însă, după cum știm, municipiul Câmpia Turzii are două structuri de poliție, respectiv Poliția Locală și Poliția Municipală. Bănuiesc că e la fel de bună colaborarea și cu Poliția Municipală, nu are sens să dezbatem acest subiect, însă trebuie să dezbatem un subiect care ține de natură administrativă și, în speță, despre celebrul deja protocol încheiat între municipiul Câmpia Turzii, Instituția Prefectului și IPJ Cluj, prin care era stipulat că municipiul Câmpia Turzii va primi prin hotărâre de guvern un drept de administrare asupra imobilului situat pe Andrei Mureșanu, vis-a-vis de spital, fosta poliție. Care este stadiul acelei situații? Pentru că ați pomenit de poliția locală, eu vreau sincer să-i felicit pe polițiștii locali de la Câmpia Turzii pentru activitatea lor. Am avut o discuție cu ei la un moment dat și am zis toată lumea crede că voi vă plimbați cu mașina de-a lungul și de-a latul orașului fără să faceți nimica. De ce nu popularizați lucrurile bune pe care le faceți? Așa au apărut comunicatele lor, așa a apărut acea pagină de Facebook care merge fantastic. Deci efectiv nu vine să cred. A depășit deja pagina primăriei de Facebook. Asta cred eu că în o lună, nici nu o lună de zile, în 3 săptămâni, o lună să fie, și noi avem pagina primăriei de 5 ani de zile, da? Deci a depășit pagina asta. Și acolo lumea se exprimă și eu, mie nu mi-a venit să cred și am zis, nu se poate, adică într-un ritm atât de alert. Majoritatea comentariilor care vin din Câmpia Turzii sunt comentarii pozitive. Și dacă vă uitați și aveți un pic de răbdare, majoritatea sunt comentarii pozitive. Avem și negative, și din Câmpia Turzii, dar majoritatea celor care vin negative vin din țară și asta mă convinge că suntem urmăriți. E bine. Eu îi felicit pentru ce fac acolo și pentru faptul că scot în evidență și lucrurile bune. Lumea trebuie să știe nu doar că se plimbă cu Duster-ul prin oraș. Și asta cu Duster-ul, eu spun la toată lumea, da, se plimbă. Eram în campanie electorală la europarlamentare și treceam prin părculețul de pe strada Barițiu Coscoțelarilor, unde niște domni îmi reproșau, domnule, uite-te la ei, vezi, uite, tocmai trecea poliția locală pe acolo. În loc să vină să-l amendeze pe ăla care mâncă sămânță 2 metri mai încolo, uite, el se plimbă cu dasă și merge încolo. Și am pus mâna pe telefon și am sunat la dispecerat. Și am zis, cine e de serviciu? X și Y. Am sunat pe X și Y. Voi, de ce n-ați oprit să luați măsuri că mâncă ea sămânță? Da. Și domnule, am fi oprit, dar noi suntem acum în goană către colonia Goldiș, unde avem un scandal și trebuie să intervenim acolo. Deci dacă ei se plimbă cu daserul de la blocuri la Goldiș, de exemplu, sau da, pe Șarân, sau nu contează unde e ca locație, nu înseamnă neapărat că sunt la plimbare. Pot să fie într-o misiune. Da. Da?
Oricum, eu țin să-i felicit și cred că a fost una dintre cele mai bune investiții, inclusiv în poliția locală, inclusiv ce v-am spus dumneavoastră cu informarea cetățenilor la pubele, la colectare selectivă și așa mai departe. Ăsta este punctul meu de vedere și nu mi-l. Știu că nu sunt plăcuți ca entitate de anumite persoane, dar am spus-o de la început și le-am spus-o când vorbeam de consilierii PSD, când am făcut angajările acolo. Cei cărora trebuie să le fie frica de poliția locală sunt cei care încalcă legea. Mie n-are ce să-mi fie frică, dumneavoastră n-are ce să fie frică dacă nu încălcăm legea. Dacă o încălcăm, din eu. Trebuie să plătim, nu? Că așa zice legiuitorul. Acum, la momentul la care am făcut acel protocol cu IPJ și prefectura, acea clădire era extrem de atractivă pentru noi. Acum nu mai este atât de atractivă și o să vă și justific de ce. La acel moment, scopul pentru care doream să luăm acea clădire era pentru a muta grădinița care se află în acest moment pe strada Andrei Mureșanu, lângă Hotel Tiver, unde noi plătim chirie acolo. Am zis, o aranjăm un pic și mutăm copiii acolo. Și este a noastră 10 ani cât am cerut-o noi în folosință, și accentuez folosință. Am făcut demersuri și către IPJ Cluj să ne comunice care este stadiul. Pentru că nu IPJ-ul, dacă vă uitați în protocol, zice IPJ-ul se obligă să facă demersul către Ministerul de Interne în vederea să ni se ofere acea clădire în folosință. Din păcate, la ultima adresă am primit răspuns undeva acum la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, în care ni se spunea că nu ne pot transmite în proprietate pentru că... Da, voi n-ați cerut proprietate. Dar n-am cerut proprietate. Exact. Este la fel de adevărat că de la momentul încheierii protocolului stăm de vorbă cu al treilea inspector șef. Da. Cred că n-a înțeles domnul inspector șef și o să revenim cu adresa să-i spunem că nouă nu ne trebuie proprietate. Nu mai este atractivă pentru noi ca și grădiniță, pentru că noi avem un proiect european în valoare de 1.300.000 de euro, care nu-l aveam la momentul încheierii protocolului cu ei, dar care a apărut pe parcurs de ani și am trecut de toate valorile și pentru care estimăm semnarea contractului în luna septembrie, așa mi s-a spus de la minister, luna septembrie 2019, adică anul ăsta în septembrie semnăm contractul de finanțare. A trecut de toate fazele de evaluare, este în contractare. Vom avea o grădiniță modernă, la standarde europene, parter și etaj, 8 săli de clasă, săli de tot felul de activități multiple. Exact, pentru copii. Astfel că, din punct de vedere al grădiniței, nu mai este atractivă. A zis, nu ne mai trec la grădiniță, în prima fază, asta e, n-am ce-am avut și ce-am pierdut. Da. Apoi am venit cu o altă idee, care, și aici este un lucru care reproșez domnului inspector șef, că i-am solicitat telefonic nenumărate întâlniri. Împreună cu domnul doctor Simu de la ambulanță. Pentru că ne-am gândit la o altă. Dom'le, e dreptul nostru să primim în folosință, hai să găsim o utilitate. Ne-am gândit în felul următor. Să mutăm salvarea care se află în subsolul spitalului, da? Să o mutăm acolo. Atunci nici măcar nu ne mai trebuie nouă, că rămâne în cadrul Ministerului de Interne, de care aparține serviciul de ambulanță, da? Ei să mută acolo, să pot gestiona singurii, nu mai avem nevoie legătură cu noi, și în sediul ambulanței să aducem un computer tomograf. Extrem de necesar și aveam posibilitatea, sau avem încă posibilitatea de a aduce un computer tomograf la Câmpia Turzii. Din păcate, chiar dacă am găsit deschidere la domnul doctor Simu, nu am găsit deschidere la domnul inspector șef rus pentru a ne primi la o discuție pe motivația că așteptă răspunsul direcției logistică din Ministerul de Interne. De cât timp așteaptă domnul Rus răspunsul? Cam de mult, pentru că eu cred că de primăvară am tot încerc să intru la domnia sa sau l-am invitat la mine să ne întâlnim, să discutăm pe subiectul ăsta. Pentru că asta ar fi o soluție care ar rezolva problema protocolului ca atare și a rezolvat problema posibilității de a aduce un computer tomograf într-un spațiu, pentru că pentru computer tomograf nu poți să lezi să-l pui în sala asta aici, da? O să-i pun niște dimensiuni, niște standarde și mai departe. Acolo ar fi locul ideal care l-am avea pentru spital. Dacă nu, va trebui să așteptăm acel proiect la care noi lucrăm deja,
Și nu știu dacă nu cumva vă dau în exclusivitatea asta, dacă nu v-am mai spus-o, pe perioada de... suntem într-o fază extrem de avansată cu medicii din policlinică pentru rezolvarea problemei situației terenului de sub spital și ruperea terenului de sub policlinică de celălalt, să rămânem proprietari singuri pe spital, pe terenul de sub spital și pe exercițiul financiar următor a Uniunii Europene 2021-2027 să putem să accesăm fondurile europene pentru construirea unui spital nou, modern, în acea zonă. Asta ar implica demolarea tot ce înseamnă secția chirurgie, blocul administrativ, alimentar, tot ce înseamnă zona aia de acolo și ridicarea unui spital nou care să fie legat de actuala secție de interne și obstetrică, ginecologie și paliative. Practic, bine, dar dura mult până să facem... Evident, evident, de asta v-am spus că eu am viziune pe termen mediu și lung. Bun. Adică dacă nici în perioada asta, în cei 3 ani de mandat, de când mă tot lupt cu medicii din policlinică ca să ne despărțim fiecare de fiecare, dacă n-am fi demarat-o și venea perioada de finanțare următoare și noi eram tot coproprietari cu doctorii, nici atunci. Dar acum, dacă o rezolvăm, putem de urgență să intrăm cu construire spital nou. Da. Nu vă spun că am luat acolo și mutarea spitalului în altă parte, dar... Cred că totul va trebui să-l păstrăm acolo. Lumea s-a obișnuit. Lumea s-a obișnuit, așa. Bun. Ultima întrebare a interviului nostru este una politică și se referă la calitatea dumneavoastră de președinte al PNL Câmpia Turzii, la consilierii locali ai PNL Câmpia Turzii. Suntem, după cum spuneam, în al 3-lea an de mandat, atât al dumneavoastră ca primar, cât și al lor ca și membrii Forului Deliberativ Local. Am consultat în fiecare an site-ul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, în speță zona aceea mică cu rapoarte de activitate. Prin legea 215/2001, consilierii locali sunt obligați ca anual să-și depună rapoartele de activitate pentru anul precedent. Ai voștri liberarii nu respectă legea. N-au depus? Nici măcar unul. În 2016 a depus Georgiana Sima. Nu știu. Sincer, nu știu să vă răspund la întrebare dacă au depus sau nu au depus. Pot să întreb și să mă uit. Eu nu prea construi site-ul la acea cum ziceați, zonă mică. Eu construi site-ul mai mult la secțiunea de proiecte de dezvoltare. Acum fiecare cu cel doare și cel interesează. Dar o să știți, să am o discuție cu ei și chiar o să-i întreb. Nu știu dacă au depus sau nu au depus, chiar nu știu să vă răspund. O să verific problema asta și vom vedea. Și le depună dacă nu le-au depus. Nu cred că este o problemă. Mai ales că au ce spune. Păi, tocmai! Mai ales că au ce spune în comparație cu alți consilieri locali care chiar n-au ce spune. Bun. Domnule primar, vă mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne primi astăzi la Câmpia Turzii și vă urăm mult succes în activitatea de aici. Mulțumesc. Până la sfârșitul mandatului. Mulțumesc.